Salut, prieteni, și bine v-am găsit la un nou episod de Euro Truck Simulator 2, cariera noastră cu camioane second hand, acest DAF frumușel. Dacă vă place acest DAF frumușel și cariera în general, bineînțeles, dați un like, abonați-vă și nu fiți murdari care morca mea. Uitați ce murdar este, să vedeți, ce chiar nu știu cum s-a murdărit. Părăm o remorcă pentru DSV, mergem la... Uitați unde mergem la Osnabrück. Ok. Așa, hai să-i dăm bice. Că trebuie să ajungem la Osnabrück, mă batem. Op. Nu vine nimeni. Op. Scuze că am scăpat capul unde nu trebuie. Ok, bun, așa. Voi sper că e bine, numai că așa vreau să fie un pic. În realitate, cam așa se duce remorca. Bun. Hai să mergem. Frână. Hai să mergem și să mai pui frână că... Că deja ai trecut. Așa, și hai să mergem. Bă, da. Pe cealaltă fel am problemă cu mouse. Aici vă cam. Vreau un mod care îmi creează mie sensibilitate mare la mouse, nu știu să zic. Ora e? Cât e ora? În joc e 17 minute. Maniera mea, de ce e așa de... Noapte de... Cu imagine așa mai înserată, oricum nu avem mult de mers, așa că... Nu prea mă... agit așa tare. Trebuie să aducem băieții la DSV, au de cărat... Lapte de cocos. Și remorca mea nu e frig, să vezi. Nu știu cum care și chiar nu m-am uitat. Poate spun o prostie, dar mi așa mi s-a părut. Că n-ar fi chiar frig. Oare laptele de cocos nu se transportă. Uite-mă, au tăiat copaci. Bă, nemților! Nemți, cred că nemții sunt în Germania. Au cum au tăiat copaci așa aici. Ce vorbești, boss? Nu-mi imaginez că SCS-ul a făcut anume așa. Că nu suntem în România, chiar dacă e drum național. Chiar dacă e drum național, nu suntem în România. Și... Bă, nu e frig. Dacă era frig, vedeam frigul, da. Nu văd niciun frig, asta e chestia mea importantă. Să sperăm că nu... Nu mă înșel, adică. Azi e miercuri. Mâine vă așteaptă din nou un episod de Farming Simulator. Duminică, încă un episod de Euro Truck. 2 zile pe săptămână, prietenii Euro Truck. Ne destindem așa cu o cursă de asta. Când lungă, când scurtă, niciodată nu e la fel. Asta din față mă va obliga să frânez acum. Epa, hai bă, tu cu mașina mică. Și dar gândul în gât. Fac eu ceva cu ce nu trebuie să fac, dar hai. Trebuie să facem cruce cu limba în gură să nu vine ceva. Hai că colegul nu prinde viteză așa mare și încât putem să l-am depășit deja. Uite mă, Thomas a venit cu 2486 de euro. Ce băiat conștient, cuvincios, nu conștient, conștient toți. Că n-ar lucra pe camion dacă n-ar fi conștienți, nu?
Zic și eu. Da, mai avem un pic și ajungem. Mai avem 149 de kilometri. În realitate ai de mereu 149 de kilometri. Da. E ajunge și pe aia din față, avem 3. Nu cred că e mai ajunge pe aia din față, e cam departe de mine. Nu e departe, merg cu 90 și limita de 60. Adică e bine, ce să zic eu. Dar nu mă mai risc a doua oară. Adică prima oară am avut noroc, a doua oară nu mai pun pariu cum am. A, bă, dacă a mers odată, nu o să merg așa două oară la asta. S-a luat din Turcia, ce pui mei. Aia, așa pare. Remorca. Băi, această cursă pot să jur că e... cursă cu noroc, să zicem așa. E cursă cu noroc, mă. Și aici m-am doi. Da, aici chiar nu se vede nimic. E o curbă mai... un pic deal și nu văd. Nici dincolo n-am văzut adevărul, dar... totuși, nu cred că m-a tabulat să nu... ți-am zis? Atâta ambulanță nu vine nimeni. Și acum mai accelerează băiatul meu. Pe bine, stau eu aici în curul ăsta că vine și unul, vezi? Doi! Bă, ce bulan aveam dacă depășeam. Doi vineau. Un DAF și un Iveco. Bă, 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 rămâi acolo. Hai că e. M-am băgat și eu pe banda care nu trebuie. Mă bag și până pe banda lor acolo. Hai că sper că ăsta să mă lase să trec de el. Hai că, bă, tot colegul de suferință te lasă, mă. Ăștia cu mașină mică nici nu se gândesc, nici măcar nu gândesc te lasă, pentru că se întâmplă, mă, să greșești banda, ce e o problemă? Hai mă, accelerează bă, marafet mic ce ești tu. Dă-i să meargă, dă-i să pută cățaua, să... Dă-i la cincea. Stobart, nu? Parcă Stobart de acolo. Aia că accelerează așa nu-mi iau acum. Accelerează mă și al meu ce vorbește. Numai drept nu merg eu, dar mă rog. Trebuie să-mi fie mouse-ul aparat că nu mai merge. Nu mai merge, bă! Dar nu farming are nic. Pentru că în farming nu îl consider ca... nu e și volan de asta, cred că nu are nimic. Ne băgăm pe banda asta. Poate îl depășim până la ieșire. Nu văd vreo ieșire, așa că la vale
Uite-l și pe ăsta. Tare Volvo și se descurcă ca și mine, n-ai treabă. Mă cam încurc, bossule. Eu vreau să intru pe banda aia, dar tu vă că stai în buca mea, cum s-ar spune. Stai în buca mea și nu mă coafează deloc. Că nu pot să te depășesc. Eu îi dau cu semnal și intru fața ta. Să facem o poză și noi. Uite aici. Așa. Că ne trebuie poză de thumbnail. O să râde, dar chiar ne trebuie o poză de thumbnail. Opa. Ne trebuie o pozică de thumbnail. Uite așa frumos cu ăștia, cu băiatul ăsta, așa, bang. Mai mult de atât nu trebuie. Mai mult de atât nici că avem nevoie, mă, să fac. Mai mult de atât. Ce mă, că mai veni? Nu. Luca, nu știu cum îl chema pe ăla care a adus 7.000. Pe aici. Și era să mă duc pe copcă. Și era să mă duc pe copcă. Și era să o comit. O răsturnare. În această serie mirobolantă. Bă, asta va, nu găseam titlul, chiar mă gândeam în timp ce lucram cu voi aici, ce vă duceam către destinație, bă, ce titlul voi pun la vlogul ăsta, că nu s-a întâmplat nimic. S-a întâmplat, mă. Era cât pe aici să mă răstorn, bă, bă, așa, prânesc, facem dreapta și așteptăm destinația, cum se spunea, urmăm strada. Mai facem o dată dreapta. Din câte văd eu. Osnabruck. La Osnabruck, bă, uite, Osnabruck, bine ai venit! Bine ai venit, eroi liberit! Hai că v-am adus laptele de cocos. Sper să nu. Și vom intra aici, cred, nu? Da. Facem o strâmba. Scuze, șeful. Și iarăși strâmba. Păi, nu la o rampă. Corect, un corespunzător. Să punem. Nu văd nimic aici. Dar asta nu mă împiedică să o dau înapoi, nu? Ne uităm în oglinda aia de jos. De sus, de jos, de unde vreți voi. Ok, și acum ar trebui să vedem și aici ce se întâmplă. Ok, bun. Mai reușim din prima ca în episodul trecut? Nu cred că mai reușim din prima, dar încercăm, nu e nicio. Cred că reușim mai bine ca în episodul trecut. Da, m-am dus mai prost ca în episodul trecut un pic, dar asta e. Hai că e bine și data asta. Și tu mai. Mai lale așa, dar asta e. Prinde până de mână și dăm te. Ia să vedem, 111 litri de motorină.
Am parcurs 227, 3 ore 31 a durat această cursă. Voi, uite să mă duc să mă culc, cred că cel mai probabil, dacă casca asta de mama focului. Hai să ne parcăm și noi pe aici un pic până plec în cursă, iau actele de la oameni așa și să mă duc să mă și culc. Nu aici, mă de mai spate un pic. Bun, prieteni, dacă v-a plăcut episodul, nu uitați să dați like, să vă abonați și noi ne vedem în episodul viitor. Până atunci, numai bine, pa, pa, pa!